urmă a revenit la noi, nu a rămas la sportul, mă rog, nu știu exact de ce, el mi-a spus că situația financiară de acolo, a vorbit cu domnul Șima și nu a fost mulțumit cam ce vrea să-i ofere, cert e că rămân în continuare sub atenție de celor la sport. În rest, practic, e același lucru.